Deci aici așa, avem un Porsche Cayenne. E hibrid. Da? La care se face lanț de distribuție. Lucrări premium. Uitați-vă numai aici. Ce scrie aici? E hibrid. E hibrid. Motor de diesel 3 litri. Ce? Brici brusc? Păi ești nebun. Cum să vă bate diesel. Trimit pe diesel. Hai da. Benzinare. Deci asta e un motor de 3 litri benzinar. Pe diesel. Magic. E hibrid. O lucrare premium. Motorul se dă pe sus, pe jos. Pe jos. Pe sus sau pe jos, mă? Pe jos. O să vă placă această lucrare. Dacă aveți așa mașini, vă așteptăm. Deci aici la Porsche se dezverginează tot. Deci motorul s-a dat jos. Ce urmează să facem? Să-l dezasamblăm. Vedeam cu de viteză jos, asta urmează. Aia. Ce mâncăm astăzi? Plăcintă. Cu de toate. 1 hour later. Acea domnul George ține motorul. Ce asta? Are forță. Ce electromotor, bă. Am zis domnul George aici ține motorul. Deci aici frumos lanțul dat jos, curățat, spălat. Deci lanțul e schimbat, pus frumos, da domnul Gabi? Tot. Deci. Ai pus. O lucrare reușită. Exact, urmează să-l montăm. Tot ăsta frumos. Asta e. Vă așteptăm la noi. Deci, după cum puteți vedea, treaba merge. Cum îi zice la asta? Motorul electric, da? S-a montat... Da, s-a montat motorul electric, frumos. Aici tot capacele. Hidrocentrala. Care e aia? Asta. Hidrocentrala. Da. Să nu montăm. Ok. După aia montăm. Păi punem cutia. Da? Mai avem tobel de pus? Mai avem tobel de pus, da? Îl punem sus. Ce sus? Tobel sau motorul? Motorul. Exact. Și după aia... O să mai vedeți în videoclipul. Da.
ce mai facem aici? Va fi interesant, nu? Cum ne jucăm aici. Exact. Lucrări premium, ce să zic? Nu aveți ce comenta aici pentru că lucrare premium mai e lucrare premium. Uitați-vă de ce căblaș. Dacă pun mâna, cred că mă curentez. Nu? Nu? One hour later. Deci, prima cheie la acest Porsche. După schimbarea lanțului de distribuție. Acum ai dat cheie? Lucrare reușită. Avem un Audi A6 la care se face lanț distribuție. Uitați-vă aici. V8 Turbo. A, V6. V6 Turbo, frumos. Oh, Audi A6. 2020. 2019. Nu e 17. Nu? 2100 de ăsta. Ia vei cum faci. Domnul Gabi, ce facem la această mașină? Facem cu da. Tot cu jos de ulei. Între V-uri? Nu. Băi, etanșachii. Da. Capacul spate cu la distribuții, capace la conductor. Axe cu camion, nu? Sau nu se știe? Păi e, nu știu să ce. Codul e foarte bine. Deci, lucrare reușit va fi. Asta. Doamne ajută și spor la vizionat. Atâta ce putem zice până acum. Da, bye bye. Deci. Am ridicat mașina. Și ce am depesat aici? Ulei. Ulei. Cam mult ulei. Băi de ulei, nu? Ce zici? Băi de ulei. Exact. Cum îi facem băie din ulei? Motorul jos, bucăți. Motorul jos, bucăți, băi de ulei să fac etanșare. Aici e plin de ulei. După cum puteți vedea. Deci aici procedăm ca de obicei. Se desfac planetarele, cablajul. Și încă ce? Nu facem tutorial aici. Ce urmează să facem? Ai văzut un videoclipul ce urmează? Da, dar poate sunt oameni noi aici în clipul ăsta. O să fie să fie noi. Dăm injectoare jos, cablajul. Da. După care ajungem la lanț, capacele scoatem aici tot ce trebuie. Cutia de viteză dată jos. Frumos. Spălăm motorul? Exact. Etanșare B, da, nu uităm asta. Treaba ce-i treaba. Mamă, ce e aici înăuntru? Hai de capul meu.
scurgeri de ulei aici tot. Deci, ăsta e lanțul de distribuție la Audi A6. Uzat la maxim, nu, domnul Gabi? Mai mergi, da. Scurgeri de ulei, alea, alea. Vedi pe ele de ulei că au fost curățate. Baia mare. Da, am și montat-o deja. Da. Urmează și punem baia mică. La care... După aia punem capacul ăsta de față. Da. După aia mai punem lanțul ăsta de aici în față, de la pompa de ulei. E pe lanț? Da. Ok. Așa. După aia? După aia punem motorul pe masa aia. Ok. Și acolo ne jucăm cu lanțul, capacii, etc. În rest, cum ai motorul curat? Baie. One day later.